Nu întotdeauna înțelegi ce și de ce. Ca mai târziu să-ți vină în palmă, ți se aducă pe tavă. De ce ai simțit cândva ceva? Sau nu, sau n-ai simțit nimic. Despre nesimțitul nimic. Știu, când m-am trezit, m-am reîncarnat, mai zic cum vrei, m-am așa. Tot vedeam, bine, vis, realitate, vis, realitate, vis, 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 vise, da? Sare în vise, în dimensiuni. Și cumva le ancorezi ceva ce-ți place. E cumva, alegi din fiecare. Ah, ok. Și ancorezi ceva ce-ți place, din mai multe scenarii. Bun. De ce când vezi un accident, îl vezi că e cumva, e jucat, nu e adevărat, când te-ai trezit, da? Vezi că e o iluzie. De ce când auzi că cineva a murit, iarăși nu ai nicio reacție, știi cum se moare, cum se învie, cum se trece dintr-o dimensiune în alta? De ce când se întâmplă undeva grozăvii, războaie, foamete, moare lumea, da? Tu nu ai nicio treabă. Și nu înțelegeam de la început, da? Când m-am trezit, nu simțeam. Și zic, domnule, compasiune, compasiune, trimiți compasiune, dar e cumva ție îți trimiți compasiune. Despre tine e, sunt energiile tale. Nu te interesează ce se întâmplă în lume. Acolo ești. Și nu te-ai interesat niciodată, că nu e despre lume, e despre tine și prin tine se rezolvă ce e în lume sau se schimbă sau... Bun, asta am mai vorbit. Dar referitor la toate grozăviile care, programelele care erau, da, 3D, și se schimbă, se dizolvă, se transformă, rămân aceleași, depinde. De ce nu ai nicio treabă? Și nu te mai implici în nimic, pentru că, da, pentru că ce? Pentru că atunci când accepti vibrațiile înalte, vin alea joase, da? Te pocnesc, te răstoarnă. Simți în organismul tău, simți, știi, se zice, uite, cineva suferă și luptă în războaie, a? Și altul stă și se lăfăie acasă și nu are treabă și încă și mai scrie că nu e adevărat și lăsați-mă în pace. Stai liniștit că ăla care scrie că nu e adevărat și lăsați-mă în pace și nu văd așa lucrurile, ăla primește cel mai mult, pentru că are o deschidere puternică, da? Și primește cel mai mult lumina și energiile joase îl pocnesc de numai. E în organism, simte toate rănile războiului, culme, că e în om, că e pe pământ, că e... le simte toate, trece prin el tot. De aia nu te deranjează ce e undeva acolo, pentru că e în tine și ai grija ta. Prin tine se transformă. Uite și acum mă apucă căldură. Acolo ești, ești foarte bine, acolo ești, madam. Da, acolo ești. Despre asta e și... calma ta când rezonezi sau nu rezonezi cu ceva ieșit din comun, horror și așa mai departe, pentru că e din tine, da? Se proiectează și vrei bagi în seamă, nu vrei nu bagi în seamă, nimeni n-are treaba ta. Ai înțeles unde ești. Ok.